Refugiu și Putere O rubrică de Harold J. Sala Astăzi vorbim despre decizii pentru un stil de viață sănătos. În 1 Petru capitolul 3 scrie Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. În ziua de astăzi există două stiluri de viață diferite, care sunt în contradicție unul cu celălalt. Unul numit integritate, celălalt numit oportunism sau relativism moral. Care este diferența dintre ele? O asistentă medicală a fost angajată pentru a lucra într-o sală de operație a unui spital renumit. însă angajarea ei trebuia să treacă un test pentru a primi aprobarea chirurgului cu care ar fi urmat să lucreze. La începutul primei intervenții chirurgicale la care urma să asiste, medicul i-a spus: "Te rog să ții evidența tuturor pansamentelor care sunt folosite și să le numeri, astfel încât să ne asigurăm că fiecare pansament este scos din trupul pacientului înainte de finalizarea operației." La un moment dat, când asistenta era întoarsă cu spatele, medicul a scos un pansament, l-a aruncat pe podeaua din blocul operator și a călcat pe el. Apoi, la finalul intervenției, a întrebat-o, am scos toate pansamentele? Ați extras doar 11, domnule doctor, i-a spus medicului, adăugând, iar la început ați introdus 12. Medicul i-a replicat, am scos toate pansamentele și acum vom închide incizia. Nu, a obiectat asistenta, s-au folosit 12 pansamente. Îmi asum responsabilitatea, a spus mai departe chirurgul. Sutura. Nu puteți face acest lucru, a insistat asistenta. Gândiți-vă la pacient. Atunci chirurgul a zâmbit, a ridicat piciorul și a arătat asistentei cel de-al 12-lea pansament. Tu faci deja acest lucru, a spus el. Tu deja te gândești la pacient. Și aceasta înseamnă integritate. În contradicție, relativismul moral ne face să înțelegem motivul pentru care reporterii falsifică articolele și poveștile pe care le transmit mai departe, de ce fotografii folosesc Photoshop pentru a-și ajusta fotografiile astfel încât să fie cât mai sugestive și relevante pentru articolele scrise de jurnaliști. De ce mulți nu simt nicio obligație de a spune adevărul, de vreme ce minciuna servește la îndeplinirea scopurilor? De ce oamenii își bat joc mai târziu de jurămintele făcute în ziua nunții? De ce copiii înșală, învățând acest lucru de la părinții lor? Concluzia este că în orice caz tu ești cel care alege de care parte vrei să trăiești, iar împreună cu decizia ta vin o mulțime de consecințe, astfel că la final esența vieții tale nu este altceva decât rezultatul unor decizii morale. Găsește-ți refugiul și puterea în Hristos.